Salut, lucrezi, nu? Da. Cu cât? Onoral cât e? 60 protejat. Dar nu hai de sus. Ioi tu, stai un pic. La voi nu merge cu cardul și cu aia, nu? Cu din nu merge. Stai să văd cu... Ioi. Tu acum cu toată rușinea te întreb. Hai să văd așa. Oare așa dai pe bonuri? Nu. Că-s 5 bonuri, îți dau 9 lei 35. Nu, că am nevoie de bani. Te mai zic că oricum mâncare vrei să dai, nu? Și... Nu, că stau la hotel și să-mi plătesc camera. Păi camera mi-a zis că tot scos coal, dar mai... Nu, uite, îs cât îs? Îs... Iasă mai mult. Cât îs? 5 bonuri, ori 9, așa. Și... Deci chiar nu. Nu, nu, mă zic că oricum de mâncare mănânci, nu? Zi de mâncare. Da, dar... Dar dacă mai îți dau ceva? Dacă ăsta mergem și scot de pe carte... O carte? Nu. E foarte rău, cred că... Nu, acum am primit-o și eu. Decizii radicale. Pentru oameni deștepți. Eu nu am disechei, e foarte tare. Că la pachet ăsta-s peste 70 de lei. De-aia zic. Nu te-ar interesa? Chiar nu, serios. Nu, atunci măcar vreau să fac cadou o carte, adică sau... Nu, că nu am ce să fac, că nu citesc. Poate te ajută să iei decizii sau ceva. No. Decizii radicale pentru oameni deștepți. Și... Tu, mie chiar n-ar face plăcere, uite, apropo de cartea asta, nu știu, să ieși la o cafea odată sau... Crezi că ar fi prea mult? Nu faci din astea. Tu, mica mea, m-auzi? Mi-a picat un client, dar pe să mă duc pe bonuri. Pe asta am zis și eu. Și ce au zis? Nu e ok cu bonuri? Și pe bune, acum chestia cu cafeaua ar fi deplasat puțin? Da, cred că dar de ce? Prieteni. Ai prieten? Da. Și apoi... Nu, păi mă gândeam că dacă e voie să faci oral, mă iau că și eu cafea, ok. Nu, acolo e mai ok. Nu ești în oraș cu nu ești? Nu. Înțeles, deci numai oral, dar nu cafea. Ce să zic? Chiar nu vrei să dați cartea? Nu, serios. Nu, mă iau că te ajută în carieră sau, eu știu, să iau decizia. Bun. Te-am pupat, ne auzim. Nu, ciao.